Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Bogdan Romanică, ghid de dezvoltare umană și vom discuta despre bărbați. Dar vom discuta despre bărbați în contextul cărții lui James Hollis. Este vorba despre cartea În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Un subiect, așa cum vorbeam cu Bogdan, un subiect sensibil, un subiect dureros, dar un subiect important, aș spune eu, de expus și de discutat, de dezbătut în spațiul public. Bogdan, pentru că ai citit această carte și pentru că te-ai bucurat foarte mult de apariția ei, noi chiar am discutat undeva pe la sfârșitul lunii mai, te-am anunțat de această apariție care a fost lansată la Salonul de Carte Bookfest, te-ai bucurat și de apariția cărții lui Robert Bly, Iron John. Așadar, cum înțelegem acest citat al lui James Hollis din cartea În umbra lui Saturn? Bărbatul rănit și neinițiat este bărbatul tipic al timpurilor noastre. Da, când am citit afirmația asta, m-a lovit cumva, a ajuns foarte puternic la mine și reflectând la întrebarea asta, am venit cu câteva gânduri. În primul rând, trăim într-o societate care, în general, e predispusă să-i rănească pe oameni. Sunt tot felul de traume, răni pe care societatea noastră modernă, fragmentată, le produce. Și în special pentru bărbați, anumite răni, anumite traume pe care, din păcate, bărbații în cultura noastră masculină nu prea ne întoarcem și să ne uităm în interiorul nostru. Nu lucrăm cu rănile noastre. Știm foarte bine că bărbații merg mult mai puțin la psiholog, participăm Corect. Mult mai puțin la cursuri de dezvoltare personală. Deci sunt niște răni care sunt create direct sau indirect în noi, nu mergem să lucrăm cu ele și atunci rănile există. Pe lângă treaba asta e și vorba de inițiere, pentru că în perioadele ancestrale bărbații treceau prin procese complexe de lungă durată de inițiere. În societatea modernă ele au dispărut sau sunt foarte puțin întâlnite. Bătrânii adevărați și autentici și maturi, de asemenea, sunt foarte puțini și atunci rămânem așa undeva suspendați într-o etapă de imaturitate psihospirituală în care suntem și răniți și neinițiați. Ce rol au rănile emoționale ale bărbaților în procesul de dezvoltare personală și de cristalizare a identității masculine, pornind tot de la afirmația lui James Hollis, pentru ca bărbații trebuie să o părăsească pe mama și pentru că ei trebuie să transceadă complexul matern, rănirea este necesară. Cum spunea cineva, dacă e neapărată necesară suferința, că fără acest, îi spun, catarsis, proces de purificare și de trecere prin furcile caudine ale suferinței, nu ajungi să-ți dai seama că ai o problemă. Nu ajungi să-ți dai seama că ai anumite răni, dacă tu nu ajungi la procesul acesta de conștientizare. Degeaba vine soția, de cele mai multe ori, și îi spune soțului, uite, pentru a avea o relație mai bună și pentru a comunica mai bine și pentru a rezolva anumite diferende dintre noi, ar fi bine să vii și tu la psiholog. Ea mergând la psiholog. Și el vine și spune, ce să caut eu la psiholog? Eu nu am nevoie de psiholog. Eu sunt foarte bine cu mine așa cum sunt. Pentru că el, de fapt, nu prea este în contact și în conexiune. Este deconectat de propriile lui trăiri interioare și de propriul lui suflet, cum o spune și James Hollis. Da, procesul ăsta de întâlnire cu rana noastră e foarte important, pentru că, din punctul meu de vedere, ego-ul masculin, mintea unui bărbat, are nevoie de transformare. Și transformarea asta se produce, cum spuneai și tu, printr-un catarsis, printr-o întâlnire cu limitele noastre, cu rănile noastre. Pentru că, inițial, fiecare bărbat e cumva, are o psihologie de băiat. Suntem băieți în esența noastră. Și stăm aproape de mama, unde e bine, e confortabil. Însă e nevoie să ieșim
din proximitatea mamei, să ieșim într-o zonă de disconfort, disconfort fizic, emoțional, unde adesea ne întâlnim cu realitatea vieții, care e dură și acolo se produce rană. Deci e nevoie să ne întâlnim cu ideea că suntem muritori, că suntem limitați ca și capacități. Și lucrurile astea au un impact foarte puternic asupra ego-ului nostru și cumva ne aduc cu picioarele de pământ, pe pământ și ne fac să fim mult mai maturi în dezvoltarea noastră. Pentru redobândirea contactului cu sufletul său, este necesară retragerea bărbatului din lume? Și aici această întrebare vine în următorul context. Vorbeam despre suflet mai devreme și vorbeam despre rănile bărbatului și despre faptul că menționai tu bărbații nu merg atât de mult cum merg femeile în psihoterapie. Bărbații nu merg la tot felul de cursuri și webinarii și workshop-uri de dezvoltare personală. Deși, și chiar și tu faci lucrurile astea, se observă un interes, hai să zic în ultimii 5, 6, 7 ani, un interes crescut al bărbaților de a avea parte de anumite retrageri, de a merge în anumite tabere, da, unde sunt numai tabere pentru bărbați, unde să-și depășească anumite limite, anumite blocaje mentale, anumite credințe limitative și autosabotoare pe care le-au avut cu ei ca tipar de la părinți de-a lungul vieții, ca un soi de povară. Da, retragerea asta e foarte importantă, pentru că îmi place analogia satului. Trăim în societate, într-o comunitate, ca și cum e satul nostru. Și acolo sunt lucrurile care ne sunt familiare, sunt condiționările pe care le avem, anumite așteptări pe care le are societatea sau prietenii, membrii din familia noastră. Și astea ne mențin adesea într-o formă neautentică a noastră. Și e foarte important și în procesul de inițiere prin care treceau în trecut tinerii, ei erau luați din sat, din zona confortabilă și duși în sălbăticie, unde aveau un timp să se descotorosească de ceea ce le-a fost oferit, le-a fost impregnat în psihic, să dea deoparte ceea ce nu sunt ei, ce nu le servește. În alte cuvinte, un sinele fals, neadevărat. Exact. Și în contextul ăsta de natură, de sălbăticie, să își descopere esența, sinele lor adevărat, să se întâlnească cu disconfortul, cu elementele mistice ale vieții, cu spiritul, cu sălbăticia, care sunt surse de reîmprospătare psihospirituală, de autocunoaștere, de împuternicire. Sufletul bărbatului neîmplânzit, cum spunea Robert Bly. Da, și asta e incredibil și mă bucur că ai adus în discuție de Iron John. E o carte care e complementară cu cartea lui James Hollis, pentru că da, James Hollis vine cu perspectiva psihoterapeutică, să zic, și Robert Bly vine cu o perspectivă, să zic așa, mitologică, simbolică, care merg foarte bine. Mitopoetică. Mitopoetică, exact. Da. Care sunt principalele lecții despre masculinitate și despre gestionarea rănilor emoționale pe care, uite, James Hollis încearcă să le transmită cititorilor? Da, câteva lecții cu care am rămas eu este că transformarea din băiat în bărbat e un proces complex, îndelungat, dar absolut necesar pentru bunăstarea și deplinătatea individului, dar și a societății și a comunității. Este mai dificil în perioada noastră modernă pentru că lipsesc sistemele de suport, ghizii de inițiere. În același timp,
Există resurse, există modele și James Hollis vine cu ele și sugerează foarte mult și încurajează mult ideea de lucru, de profunzime cu interiorul, unde se află complexele, complexul matern, rănile noastre de bărbați, foamea de tată. Și da, astea sunt câteva lucruri. Și poate aș mai adăuga și de importanța elementului ritualic, simbolic, ceremonie Absolut, exact. în transformarea asta psihospirituală, pentru că se lucrează pe de o parte psihologic și pe de altă parte mitologic, simbolic și sunt amândouă elemente foarte importante. Foamea de tată este un capitol important din carte. Cât de profundă și importantă este relația cu tatăl pentru un bărbat și ce înseamnă această foame după iubirea unui tată? Și aici James Hollis vorbește și despre dorul față de tată, tatăl fiecăruia, dar și despre dorul față de tații aceia arhaici, tribali, tradiționali. Da, cumva tatăl reprezintă jumătate din experiența unui om. Dacă mama reprezintă, e puntea către lumea feminină, tatăl e puntea către lumea masculină. În societatea modernă, multă lume spune că avem prea multă mamă și prea puțin tată în creșterea noastră și atunci este un decalaj, se creează un gol, e o lipsă de contact cu tatăl și lipsa asta de contact cu tatăl produce o foame, un dor, o tânjire, care evident este după tatăl nostru fizic, biologic, care poate e ocupat cu serviciul în marea majoritate a timpului. Dar e nevoie și de figurile paterne reprezentate de bătrânii tribului. Și asta am simțit-o eu foarte puternic când am început să merg la programe de dezvoltare pentru bărbați. Tânjeam și absorbeam așa din plin energia vârstnicilor, bătrânilor care ne ghidau în procese și mi-am dat seama cât de importantă este contactul cu energia asta, pentru că devenim bărbați doar fiind ghidați de energii masculine mature și mai în vârstă, care ele cumva modelează ideea asta de ce înseamnă să fii bărbat matur și autentic. Ce punem în... Pentru că este o societate polarizată, polarizarea rolurilor de gen, ce punem până la urmă în lipsa, în absența modelelor masculine sănătoase, pe care, iată, din păcate, nu le mai avem așa cum spuneai și tu, cum le aveam odată, dacă facem referire la comunitățile arhaice, tradiționale, la cei bătrâni înțelepți ai satului. Da, ce îmi vine în minte acum este punem resursele și am aici cartea. Deci asta sunt resurse scrise de oameni înțelepți, autori, psihologi care au scris pe tema asta. Deci asta e o resursă. Un alt element este natura. Natura e un ghid de inițiere fabulos și poate fi o glindă de masculinitate sănătoasă. Chiar acum câteva zile am avut un workshop pentru bărbați și i-am invitat să exploreze natura și să găsească ființe naturale care manifestă energia regelui, a războinicului, a magicianului, a iubitului și să intre în conversații cu ele. Și oamenii, bărbații s-au întors cu niște povești incredibile. Deci natura e un profesor incredibil. Și da, încă există lideri, nu mulți, dar sunt lideri, bărbați care pot fi modele de inițiere și sunt organizații cu care am și lucrat, cu care sunt în contact și resursele există și le avem și simt că se întind și cresc în număr.
Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Bogdan Romanică, ghid de dezvoltare umană și am vorbit despre rănirea și vindecarea bărbaților, pornind discuția de la cartea lui James Hollis, o bucurie într-adevăr pentru noi toți, cartea lui James Hollis În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, publicată în portofoliul editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult lui Bogdan Romanică și sperăm să mai avem discuții de asemenea interesante pe această zonă, spunem, de interes. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Bine.